Salutări oameni buni, Orbing aici. Mă întorc cu ultimele misiuni din cadrul campaniei Legacy of the Void, din capitolul Epilog. Un moment să văd că totul e în regulă și funcționează tot pe aici. Yup. Cum spuneam, prologurile, misiunile de prolog nu le-am făcut, nu e nimic interesant în ele. Dacă doriți neapărat să le vedeți, vă rog să-mi lăsați în comenturile pentru acest clip. Însă noi vom intra into the void, vom intra în void, into the void. Mergem pe urmele lui Aemon. Hai să decese. Ah, new campaign, ok. Putem să facem un new campaign. De ce nu? Hai să le facem. Se pare că Kerrigan ne-a transmis niște mesaje și vrea să mergem după ea. Și un grup de veterani și Protoss. Mă întreb cine este grupul de veterani și cine grupul de Protoss. Normal că e Reiner și Quartanis pentru numele Dumnezeu. Nu vă gândiți că vine nu știu cine. No, este Kerrigan cu Reiner, mă, friends. Na, scrie și jos. Jesus age, man. Bă, citește. Ok. Reiner și Quartanis acum așteaptă apariția reginei cuțitelor. Ce tare sună în românește, dacă te-am pus să traduci așa ceva, trebuie să scoți tot felul de cuvinte din astea. Nu știu, adevărate. Trebuie să ai vocabulare adevărat și asta. Ai, ai, ai. As always, hardul meu trage la greu. Bă, tot am zis că e moment să-mi schimb hardul, dar acum și cu placa grafică, trebuie să văd ce am măsurat. Care din ele? Care din ele? Care din ele? Care din ele? SSD sau placa grafică? Și nu, nu e o întrebare pentru voi. Sunt convins că o să zic că mă, placa grafică, ia-ți placa grafică, hardul poate să aștept, dar nu ia-ți hardul, placa grafică mai merge și așa. Oh, Jesus Christ, o să-mi iau SSD-ul ăla pentru că mă uit la bara asta și încă nu mi se încarcă. Come on, man! Probabil vine ceva film. Deci, numai atunci am stat atât de mult. În rest, merge bine. Sper că v-a plăcut și calitatea clipurilor. Full HD, 1080p. Dar hai pentru Dumnezeu, te rog. Come on, motherfucker! No. Schimbă-ți, bă, S-card-ul, ia-ți un SSD. Toți avem SSD. Da, eu sunt mai în vârstă, sunt mai bătrân. Gumne Dumnezeule, what's going on? Oh, aleluia. M-a spus că e film. Stand us up, Solemnus. If she says it's important, you better believe it is. Trusting this deceiver is not an act I am accustomed to, Commander. Jesus, fuck. Artanis. Jim. So what's going on, Sarah? What's so urgent you got us all here for? Aemon lives. His hatred festers in the void. And he already plans to return. E da, grăno, e la sistem cu minte. I hear a voice calling me. Great enemy's trickery. This voice is not his. There's something else in there. Something tormented and desperate. But it's benevolent. Aemon's strength grows by the moment. He may not return during our lives, but he will return. And what is it you suggest we do, Kerrigan? There is a gateway to the void within Ulmar. I intend to go through it and destroy the Fallen One once and for all. I need your help. Sarah's right. We can't kick this can down the road. This burden is ours, like it or not. Zeratul foresaw that this day would come.
aștept la emisiuni epice. Things are going sideways real fast. These shadows are tearing apart our ships. We're not going to last long out here. The voice is coming from up ahead. We have to reach it. My forces will investigate. Hi. What's going on, Quasi Mamu? Okay, let's go, man. Your warriors are close now, Artanis. Opa, 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 stai un pic. De ce faceți din astea, Blizzard? De ce mă puneți să joc pe normal, ca la Boșorogi? Că zici că ești bătrân de aia, puneți pe faster, ain't that old, man. Sense it. We must find the corruption and clear it. The shadows are slowly consuming our warriors. Oh, God. Mamă, o să le scad. Aemon's minions are coming from that rift. Destroy it. Ce vorbește Solarita? N-am nicio Solarita, dacă am putea să ne fac... Hai, faceți, dați-le ceva, așa, așa, heal, heal. Hai, come on. Purge the corruption. Tassadar. It is my former master. Tassadar. Do as he says. I call to you in dire need. Now you have come to this realm. Here I am prisoner. You must free me from his grasp. Whose grasp? The Queen. Narud, you motherfucker! Narud. I thought you were dead. Și eu credeam asta. Without war, we, the Zelnaga, return to the war. Here, I live on. But you will not be so fortunate. Jesus Christ, ce bestii poate să construiască oamenii ăștia. Jesus Christ. Seriously. Costa, okay. Get ready, Artanis. Narud's forces are heading towards Jim's position. My swarm will be there to help. Okay. My Templar will join you. La pe stai, mă, prieten. We shall be victorious. Stai, mă, să... Wow. Ah, e okay. Okay, hai să mergem să-i distrugem pe fraier. Sper că mi-au păstrat... Ce-i cu asta, man? Dar n-am ales așa ceva. Asta mi le dați voi, nu mai am voie să aleg pe Spear of Adun, am înțeles. Am înțeles, prieteni, am înțeles. Wow. Mamă, l-avem și pe Stukov din... De la UAD. What is that shit? What are you? What the fuck? We did it. There is no time to celebrate, friend Raynor. Narud will surely send another soon. We should use this time to advance. Ce face asta? Force field? Dar n-ai god no fucking force field, man, n-am nevoie de așa ceva, că mă luc versus... De ce nu mă lasă să-mi iau eu unitățile care le vreau, de ce? Ok, checkpoint reached. Right on. My boys are setting up some defenses here. Ce face chestia asta? Presing, trebuie să ajutăm și pe Kerrigan. Jesus Christ, bun.
Până acum n-am făcut altceva decât după probe. Așa că e momentul să... Spear of Adun. This is Hyperion Actual. There are several strategic positions up ahead. We should make a point of securing them. A fine idea, Admiral. If these locations can be cleared of enemy forces, păi eu zic că putem, nu? Hai să vedem. Hai să vedem ce poziții strategice sunt. Solar lens. Una, două, trei. Yes. Yes. But there are still many questions. I am here in the shadows. Să ne folosim de aceste sentries. Okay. Let's go. Some troops at your front line, Sarah. What do you say, Artanis? You feel like joining in? Yup. I'll be joining in. Nice work. We're securing the location now. Jim, expect some more support coming your way soon. Hai să ajutăm și pe Kerrigan. Și în același timp să ne dăm de niște forje. Nu avem destui bănuți. Vom avea în curând. Oh. What the fuck is this? Void Thresher, okay. Îmi place să avem și un robot, încă un robot. Oh, stai că avem un tank aici. Okay. For the reckoning. Și un bay. Da, deci, nu știu dacă sunteți familiar cu Narud, a apărut și în Brood War, avea alt nume. O să vi-l zică Zukov. Zukov a rămas aici în sectorul ăsta din casa lui Narud. Zuko fiind un general din United Earth Directorate, adică noi, oamenii de pe Terra, băieții ăștia cu care noi jucăm aici, terani ăștia sunt, sunt coloniștii care au fost, sau mai bine zis, aruncați, dați afară pentru că erau considerați indezirabili pe Terra. Terra s-a transformat într-un, mă rog, guvernul a devenit unul în care... Cei care erau considerați anti-guvern erau prea slabi pentru a putea să servească în armata UAD, erau scoși afară, la fel și cei care se opuneau guvernului și așa mai departe. Și ăștia sunt oamenii care au ajuns în sectorul Coprului, deci să știți cu cine
cu cine jucăm în acest moment și care e treaba cu Stukov. Stukov a venit odată cu expediție UAD, unde și începe povestea din Brood War. Și scopul acelei expediții era să pună sub stăpânire terană, adică a noastră, cum ar veni. Mamă, ce rău, și Naruto ăsta ne simți de-a dreptul. Deci scopul acelei expediții era să pună stăpânire pe sectorul Coprulu și dacă se putea și pe Zerg. Și pe Zergi. Eu îi dorea pentru ei. Ia uite-l, rus. So. Ok, deja mă disperă ăștia, jur. Bă, n-ați învățat, mă, că nu-i frumos să vă puneți cu Artanis. După atâtea fucking misiuni. Ce e? What is this button, du? Aaa, ce tare, și putem să mărâm. Aaa, good night. Am crezut că îi puneam și nu mai putea să facă nimic. Zerg forces, push forward. This bastard dies today. Excelent, acum aș vrea să mergem aici. Avem noi foarte multe gate-uri. Care e maxima noastră? Nu poți să ai niciodată destul de multe gate-uri. Întotdeauna mai ai nevoie de gate-uri. Perfect. Hai să începem aici. He he he, bă. No, no, no. Upgrade complete. Văd că Reiner împinge la grea. Excelent. The area is secure and we are implanting a hive cluster now, my queen. Our mutalisk shall join the fight shortly. Sukov, mare figură. Ce joc a fost și brutorul ăla. Hai să mai facem niște imortali. Eraj Gulio. Ok, va trebui să coborâm pe aici. Da, mai sunt baze acolo, dar sincer nu cred că o să mai avem nevoie de ele. Sending over a few of my troops to help. Artanis, if you want to jump on in, we'd be much obliged. Ancient power binds me here. Your warriors have engaged the enemy. Is this the best you have, Narud? Time for you to die again. Hai, dar armata este unstoppable, cred. Defense is going down now. We're almost there, man. Keep it up.
Perfect. Additional personnel inbound. Awesome. Getting prepared to supply Thors to the front line. Thors, Oda. Yes, please. Fai să lucrezi așa în echipă. Cer scuze pentru arhitectura bazei și aceste piloane care nu prea le-am nimerit astăzi. Ok. What? Ce dracu poți să-i faci la armata asta, sincer? You can do shit to it, you can. Ce mai am? M-a eliberat. Așa. Well done. This outpost will greatly benefit the swarm. Our ultralisks shall crush Naru and his minions. Looks like those are all the locations we should need. We owe you, Hierarch. Păi da, normal. Degeaba, protu și ce mai tare. Dacă ajung la compoziții de genul ăsta, n-ai ce să le faci, mă, n-ai imposibil, n-ai ce să le faci. Wow, ce e aici? Battle Cruiser, ia uite de la ei, bă. Uite șmeche, nu? Pare că nu mai am. A, n-am mai avut stalker, nicio problemă. No problem. Ce se întâmplă aici? Asta cum ne-a scăpat? Minions, defend the Terrans! Give Naruda taste of your fury. Ce? Times grow short, ce pe timp? Nu? Ok, de avem pe fraieri ăștia aici. Am băgat și un voi trei în mix. De ce nu? Imediat, prietene. Just hold on, man, că nu putem să facem miracole. Aici nu suntem decât protoși. Curând o să fie, dar na, vrem să suspansul vrem să fie cât mai mare și o să -ți dăm chestia asta în care uai de capul meu câte îs.
dead sau distrugi carrier. Oh, prieteni, eu înțeleg că ai rămas fără frățiorii tăi, dar come on, mă, serios. Bine, cum zici tu, prieteni? Mamă, și Naruto ăsta e rău. Fie ce face bandită. Aici e problema. Duran! It is Tassadar, my mentor. How can this be? To see you bring such joy to my... What the fuck? I the... Jesus! Result of my psionic extension into the minds of primitive beings. You are Zelnaga, the one who called to me. Who are you? Oros, last shepherd of the cycle, enemy of Amon. He is one with the void. It is an extension of his will, binding me as prisoner. Why have you summoned us here? The cycle must not be broken. The merging of purity of essence and purity of form must continue. You, the one called Kerrigan, can merge with my essence. Now, fulfill your destiny. Ascend as Zelnaga. Continue the infinite cycle. Lives ruined, worlds destroyed. There's blood on my hands. I need to cleanse it. This is my destiny. Good. Deci super, super, super ok. Sunt tentat să continui și cu următoarea misiune, însă sper, mă rog, din cauza problemele tehnice pe care le-am avut, o să mă opresc aici cu episodul ăsta. Mai sunt încă două, deci dacă ați rezistat până acum, văzându-mi ele jucând și cum vorbesc și mai departe, o să mai rezistați încă două episoade, promit că o să pun, eu o să le pun pe toate trei în aceeași zi, ca să puteți să vă uitați liniștiți, să nu mai... tragem. Jesus Christ, n-am tras de timp, băbeți. Nu, să nu mai prelungim atâta cu campania, pentru că văd că foarte mulți dintre voi, foarte mulți, da, cine mi-a scris în comentarii, dar vă încurajez să scrieți, nu vă fie teamă, nu știu, nu mănânc pe nimeni,
dacă vă place, scrieți-mi, mă motivează enorm de mult chestiile astea. Da, cum spuneam, mi-au scris vreo 2 sau 3 oameni că, virgulă, când încep iarăși cu meciurile pro, când încep să fac stream, etc., etc. Le-am spus că în momentul în care se termină campania, o să înceapă chestiile cu care sunteți obișnuiți pe canalul ăsta, gen meciuri pro, tutoriale și cam atât. Da, le-am și făcut campania asta pentru că nu aveam nicio campanie pe canal. Deci, după misiunea asta mai avem două, am terminat și toată lumea poate să fie fericită că o să ne întoarcem la ceea ce făceam înainte. Bun, aici se încheie episodul ăsta. Încă o dată, o să le pun pe toate trei în acea zi și, normal, mersi încă o dată că a stat lângă mine, v-ați uitat la mine cum am jucat și explicațiile despre UAD, care sper că v-au fost de folos, v-au mai iluminat așa un pic istoria din Brood War. Și până data viitoare, Warbringer vă salută, aveți grijă de voi, toate cele bune, ciao, ciao!